alți bolnavi care au nevoie de ventilator. În alegerile parlamentare. Le mulțumesc pentru sprijin și le garantez că încrederea lor va fi răsplătită. Bătălia pentru România a început în 2019, odată cu alegerile pentru Parlamentul European și cu referendumul pro-justiție inițiat de președintele României. Atât referendumul, cât și alegerile parlamentare au reprezentat o victorie a președintelui Iohannis și a Partidului Național Liberal și a părții din societate care își dorește o democrație, o justiție independentă, o egalitate a cetățenilor în fața legii și care a susținut că nimeni nu este mai presus de lege. Bătălia pentru România a continuat cu bătălia prezidențială, în care candidatul Partidului Național Liberal, Klaus Iohannis, a câștigat alegerile prezidențiale fără drept de apel, administrând o înfrângere rușinoasă pentru PSD și pentru candidatul PSD. A urmat în 27 septembrie o grea luptă în alegerile locale, în care ne-am confruntat cu 29 de baroni roșii și cu aproape 1700 de satrapi care s-au luptat pe viață și pe moarte folosind toate pârghiile legale și ilegale pe care le-au avut la dispoziție pentru a salva mandatele. Și această bătălie a fost câștigată de Partidul Național Liberal și de candidații Partidului Național Liberal. Românii din mai 2019 au arătat clar că nu mai vor PSD, că s-au săturat de un partid care calcă în picioare drepturile și libertățile oamenilor, de un partid care a vrut să confiște România și care nu a făcut altceva decât să-și slujească interesele clientelei politice și să-și apere penalii. Toate bătăliile câștigate, atât bătălia pentru Parlamentul European, cât și bătălia prezidențială, cât și bătălia de la locale, trebuie încununate de victoria decisivă. PSD nu a murit, PSD nu este încă înfrânt, PSD se zvârcolește și încearcă prin toate mijloacele posibile să țină România ocupată. Alegerile din 6 decembrie sunt alegeri decisive pentru România. În 6 decembrie, românii trebuie să vină la vot cu încredere și să voteze Partidul Național Liberal, care este singura forță politică care are capacitatea de a învinge PSD și are capacitatea de a guverna România și de a îndrepta România în direcția corectă. Intrăm în campanie sub sloganul simplu „Dezvoltăm România”. Acesta este țelul nostru, să asigurăm o dezvoltare accelerată a României, utilizând resursele de inteligență și de hărnicie ale românilor, utilizând resursele pe care ni le-a dat Dumnezeu, utilizând toate oportunitățile de care beneficiază România în această perioadă istorică și utilizând toate resursele pe care România le poate aduce de la nivel european sau din orice altă sursă pentru a putea sprijini dezvoltarea României. România are nevoie de investiții. Investiții în infrastructura de transport, investiții în infrastructura de sănătate, investiții în infrastructura energetică, în infrastructura de comunicații, în infrastructura agricolă și în infrastructura de comunicații. România are nevoie
de o mobilizare fără precedent a resurselor pentru a reuși. Declarații ale premierului, președintelui de partid, de fapt, de această dată, Ludovic Orban, la Biroul Electoral Central. 15 miniștri din guvernul Orban candidează pentru un loc în Parlament. Mulți dintre ei vor deschide listele în diverse județe. I-ați și văzut în imagini. Astăzi, așadar, candidații intră oficial în cursa pentru locurile de la Camera Deputaților și Senat. Tocmai au fost depuse listele cu candidați din întreaga țară.